Muntesano înseamnă Montessori și sănătate și un concept educațional și de sănătate unic în România. L-am fondat în urmă cu 7 ani pentru a oferi copiilor sănătate prin hrana bio și preponderent vegană, timp zilnic petrecut în aer liber, gimnastică medicală și atenție pentru postură, conectare cu natura mamă ca membrii ai Scout, Cercetașii României, echilibru interior obținut prin respirație și meditație, mindfulness, deprogramare neurogestuală și multe altele. Educația aleasă pentru copii este 100% Montessori pentru grădiniță, respectiv tradițional, cu respectarea principiilor și filozofiei Montessori pentru școală. Avem în prezent aproximativ 120 de copii și 20 de profesori, toți oameni și profesioniști extraordinari. Întreaga noastră echipă de grădiniță este formată la standarde internaționale Montessori, iar echipa de școală îmbină profesioniști în domeniul educației tradiționale cu pedagogi Montessori. Alături de echipa pedagogică și la fel de prețioasă, este echipa de sănătate, nutriționist și bucătar de excepție, medic homeopat, kinetoterapeuți, instructor de mindfulness, psiholog, o întreagă echipă instruită și care vibrează în energia de sănătate, respect și calitatea organizației. Viziunea noastră este ca fiecare copil montessonian să aibă aripi sănătoase pentru viață, continuată și acasă cu sprijinul părinților. Aceasta este de fapt o realitate pe care fiecare copil o simte și o va purta cu el întreaga viață. Înainte de a implementa Kinderpedia, comunicarea se făcea verbal și înscris pe mai multe canale. Dezavantajul acestui tip de comunicare, mai ales într-o comunitate mai mare de părinți, este că poate fi greoaie. E-mailurile sunt trecute ușor cu vederea de părinți obosiți, ajung în spam sau devin iritante din cauza frecvenței. De asemenea, folosind mai multe canale de comunicare, este greu să te asiguri că informația a ajuns la destinatar, ca să le transmitem părinților cât au mâncat copiii peste zi. De exemplu, foloseam un tabel pe care hașuram proporții aferentă fiecarei mese. Era creativ, dar nu foarte ușor de urmărit. Nu am renunțat complet la comunicarea verbală, bineînțeles, sau la e-mail, dar procesul a fost mult îmbunătățit. Dascălilor și celorlalți membri ai echipei le este acum mult mai ușor să urmărească procesele educaționale și administrative. Am aflat despre Kinderpedia din mediul online, căutând soluții pentru o mai bună gestionare a datelor, o centralizare prietenoasă a informațiilor și o comunicare mai ușoară cu părinții. După cercetarea inițială, am restrâns lista de posibile aplicații la 3, așa că am cerut feedback și întâlniri pentru a cunoaște mai bine funcționalitățile fiecăreia. Odată parcurs și acest pas, am decis că cea mai potrivită soluție pentru nevoile noastre este Kinderpedia. Încă de la început, colaborarea noastră cu Kinderpedia a fost eficientă și de încredere. Implementarea platformei s-a făcut în vacanță. Au existat sesiuni de training pentru personal, iar echipa Kinderpedia a răspuns solicitărilor noastre pe parcursul colaborării în timp real, pe chat sau prin tutoriale. Au existat, bineînțeles, și provocări de ordin tehnic, mai ales la început și apoi în timpul stării de urgențe, dar per ansamblu, colaborarea a fost și este una foarte bună. Ne bucurăm că la solicitarea noastră, alături de alte câteva module noi, la platforma Kinderpedia va fi implementat și un modul Montessori. În perioada stării de urgență, am avut marele avantaj că lucram deja pe platforma Kinderpedia, așa că aveam deja toate informațiile într-un singur loc și eram familiarizați cu lucrul pe platformă, ceea ce a diminuat considerabil stresul generat de situația excepțională în care ne aflam. Ne ajută mult faptul că lucrăm cu toții pe aceeași platformă, folosim un limbaj comun și putem urmări mai ușor activitățile zilnice. Iar comunicarea cu părinții s-a îmbunătățit și există o mai mare transparență a evoluției copiilor, încărcăm pe Kinderpedia programul de activități, meniul zilnic, informații despre cât au mâncat sau cât au dormit cei mici, calendarul de evenimente, galerii de imagini de la activități și multe alte resurse valoroase pentru familie. Pentru învățători și profesori este mai ușor să creeze proiecte interdisciplinare și transdisciplinare pe Kinderpedia, pentru că văd în timp real ce s-a studiat deja și cum pot lega între ele materiile. Cu siguranță recomand Kinderpedia pentru beneficiile pe care le oferă și care acoperă o gamă întreagă de nevoi. Comunicare în timp real cu părinții, prezentarea activităților de predare, evaluare și recuperare în timp real, concentrarea tuturor subiectelor de interes într-un singur loc și mai ales pentru faptul că această aplicație păstrează cronologic toate activitățile
temele, notele și observațiile profesorilor. Digitalizarea face în mod cert parte din viitorul educației. Cu toate că grădinița noastră are o politică screen-free și Wi-Fi-free, copiii nefiind expuși ecranelor, telefoanelor sau Wi-Fi-ului, este important să găsim soluții actuale la nevoile noastre ca instituție și să îmbunătățim procesele. Folosim Kinderpedia, venim în sprijinul părinților din comunitate cu o comunicare transparentă și economisim timp pe care îl putem reinvesti în procesul educațional. Platforma Kinderpedia este intuitivă, ușor de utilizat și ne-a oferit o gamă variată de opțiuni. Este un suport important în desfășurarea activității didactice pentru că oferă posibilitatea comunicării ușoare cu părinții pentru planificarea activităților sau pentru a le oferi detalii privind evoluția copiilor. În perioada în care activitatea s-a desfășurat în mediul online, a fost foarte util să putem încărca materiale pentru părinți și copii și să organizăm sesiuni video cu ajutorul Kinderpedia. Ca părinte, am folosit Kinderpedia pentru grupa 3-6 ani și pentru școală și am avut foarte multe beneficii. Toate informațiile sunt centralizate, interfața este prietenoasă, ușor de accesat, astfel încât și bunicii se descurcă să o butoneze în aplicația mobilă. Mesajele și informările sunt simplu de urmărit, pentru că nu se mai pierd în avalanșa de e-mail-uri zilnice din inbox.